Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire, o nouă etalare a zilei. Haideți să vedem de data aceasta care vor fi energiile pentru această zi de marți. Marți, 16 ianuarie 2024. Și iată, dragii mei, că am extras primele cărți din această etalare. Hai să vedem care este prima carte. Iată că primul card extras este acesta cu numărul 44, așadar numerele 4, 8 sau 44 pot fi semnificative pentru voi în această zi de marți. Și vedem aici o femeie care ține în mâini o inimă. Da, ce poate fi mai semnificativ decât această imagine pentru înflorirea dragostei în viața dumneavoastră, dragii mei, dragele mele? Iată că dacă ești femeie, draga mea, vei lăsa garda jos în această perioadă și te vei simți din nou vulnerabilă în fața unei persoane de sex opus. Da? Poate că este cineva foarte interesant din punctul tău de vedere, cineva care... te-a dat gata, ca să zic așa, printr-o propunere pe care ți-a făcut-o sau prin anumite gesturi romantice pe care le-a făcut vis-a-vis de tine. Și iată că văd că din acest punct de vedere ți-a cucerit inima, da? Te-a făcut să te îndrăgostești de el, această persoană. Și din acest punct de vedere, dragul meu, draga mea, văd că te vei lansa, vei fi dispusă să te lansezi într-o nouă poveste de dragoste alături de această persoană. Iar dacă ești bărbat, dragul meu, și tu vei avea parte de foarte multă dragoste, de foarte multă iubire din partea unei partenere pe care mulți dintre voi o simțiți potrivită pentru voi în această perioadă. Poate că mulți dintre voi ați sperat foarte multă vreme să vă împăcați cu cineva sau să aveți parte din partea unei persoane de atenție, da? Și ați sperat atât de mult timp la aceste lucruri încât ajunseseră să credeți că vouă nu vi se va mai întâmpla niciodată acest lucru, dar iată că vi se întâmplă în această perioadă. Când această persoană de sex opus, această femeie, vine în viața dumneavoastră și reușește să vă facă să vă îndrăgostiți mai mult decât niciodată. Da, dragii mei bărbați, așadar, așteptați-vă să primiți dragostea în viața dumneavoastră și mai ales așteptați-vă să fiți cocoloșiți din partea acestei persoane de sex opus, da? Din partea acestei femei care nu va ști cum să vă intre în grații mai repede. Hai să vedem și următoarea carte. Iată că avem aici cardul cu numărul 40, așadar numerele 4 sau 40 pot fi semnificative pentru tine în această zi de marți. Și vedem aici chakra a șasea și arhanghelul Metatron. Da? Chakra a șasea este reprezentată de cel de-al treilea ochi, Aina, da, cum se mai numește, și este, știm cu toții, în mijlocul frunții, da, este localizat. Așadar, această chakra a șasea, dragii mei, este responsabilă de claritatea viziunii tale în aceste momente și relația pe care o ai cu lumea înconjurătoare. Da, dragul meu, draga mea, dacă simți că pe alocuri viziunea ta are de suferit în ceea ce privește viziunea ta despre lume sau viziunea ta despre ceea ce tu îți dorești să manifesti în viața ta, nu este foarte clară, nu o simți foarte limpede, atunci poate că va trebui să faci diverse exerciții de clarificare, de limpezire a acestei viziuni. Și cum poți face aceste exerciții? În primul rând, intrând într-o stare de liniște, într-o stare de echilibru, care poate fi foarte asemănătoare cu starea de meditație, dar pur și simplu tu să stai în liniște cu tine și să încerci să vizualizezi din ce în ce mai clar lucrurile pe care ți le dorești să le aduci în viața ta.
și vei vedea acolo unde vizualizarea nu continuă, da, nu este un șir continuu și nu se poate manifesta în fața ochilor tăi, este clar că înregistrezi tot felul de blocaje, da? Te poți trezi din acea vizualizare și poți nota, poți vedea de ce, care sunt lucrurile care reprezintă o opreliște pentru tine, da, în acel proces. Și apoi vei face conștientizările de care tu ai nevoie pentru ca procesul să poată continua. Așadar, dragul meu, draga mea, hai să vedem și mai departe următoarea carte. Da, iată că avem aici îngerașul Chantal, care vine și vă spune: o nouă iubire se va înfiripa, fie cu o nouă ființă, fie prin reaprinderea unei iubiri mai vechi. Fii gata să dăruiești și să primești iubire. Da, dragii mei, dragele mele, este o carte cât se poate de semnificativă, iată, din partea îngerașului Chantal, care îți propune primirea, să primești o nouă veste, da? Iată că o nouă veste vine în viața ta, o nouă veste care se referă la reaprinderea unei povești de dragoste, da? În viața ta. Fie cu cineva nou, cu cineva pe care de-abia îl cunoști acum sau o cunoști acum, fie cu cineva din trecutul tău care este posibil să revină în viața ta. Așadar, dragul meu, draga mea, iată că ești chemat sau chemată să celebrezi dragostea în viața ta, da, și să o reprimești. Pentru că, iată, următoarea decadă din viața ta va sta sub auspiciile dragostei, dacă tu îi vei permite să intre în viața ta. Da, sunt mesaje foarte frumoase din partea îngerașilor, mesaje la care poate unii dintre voi nu ați mai fi putut spera, dar care totuși, iată, pătrund în existența dumneavoastră și vă pecetluiesc existența, ca să zic așa. Hai să vedem și următoarea carte. Iată că avem aici luna nouă în semnul vărsătorului, care vă spune: impregnează cu iubire situația în care te afli. Da, dragii mei, dragele mele, este posibil ca mulți dintre voi să vă aflați în tot felul de situații delicate în această perioadă, ce știu eu. Poate că unii dintre voi vă doriți foarte mult să plecați într-un loc anume, poate pentru un job, și nu reușiți să faceți acest lucru pentru că diverse persoane din viața dumneavoastră se tot opun acestei plecări a dumneavoastră. Ați vrea ca totul să fie mai limpede în jurul dumneavoastră, ați vrea ca toată lumea să fie împăcată cu această idee, da? Dar nu reușiți să faceți acest lucru și iată, este posibil să ca voi să ca, este posibil să trebuiască ca voi să oferiți mai multă iubire spre această situație, da, în care vă aflați. Am dat un exemplu, bineînțeles că exemplele pot fi nenumărate de situații în care, iată, să aveți cine știe ce blocaje, da? Hai să vedem și următoarea carte, dragii mei. Următoarea carte vine sub forma unui mesaj din partea Lenormand. Iată că avem aici cardul cu numărul 2, așadar numărul 2 poate fi și el semnificativ pentru tine în această zi de marți. Și vedem aici un trifoi cu 4 foi, semn al norocului care vine să se întipărească asupra vieții tale în perioada următoare. Așadar, tot ceea ce tu vei dori să întreprinzi în această perioadă va fi impregnat cu noroc, da, cu șansă. Vei avea șansă în tot ceea ce îți vei dori să obții de la viață, pentru că, da, este dreptul tău să ai această șansă și este timpul ca tu să strălucești, este timpul ca tu să reușești în tot ceea ce îți propui să faci. Hai să vedem încă o carte. O carte care vine sub forma unui gând din partea acestui pachet. Da,
Iată că acest mesaj vine pentru tine, există din plin pentru toată lumea, inclusiv pentru mine. Da, există de toate din plin pentru toată lumea. Oceanul vieții se scaldă în abundență. Toate nevoile mele și dorințele mele sunt întâlnite, li se răspunde acestor nevoi încă dinainte ca eu să cer. Binele meu vine de peste tot și de la toată lumea și din toate colțurile lumii. Așadar, dragul meu, draga mea, iată cât de bine este să consideri în orice moment al vieții tale că tot ceea ce tu îți dorești se găsește, se află deja acolo în stare latentă în univers, da? Și așteaptă ca tu să primești acele daruri. De ce? Pentru că toate aceste daruri pe care tu le aștepți sunt din plin în jurul tău, da? Și este normal, este firesc ca aceste daruri să aștepte ca tu să le capeți, da, în perioada următoare. Hai să vedem și următoarele cărți din partea tarotului. Iată că avem aici Regele de Săbii, dragilor, o carte foarte bună care vorbește despre decizii, despre faptul că voi va trebui sau este bine să luați o decizie importantă pentru voi în această perioadă, o decizie care poate avea legătură cu un loc de muncă sau care poate avea legătură cu o persoană care se pare că vă este sortită în această perioadă. Da, de asemenea, dragii mei, dragele mele, mai ales este vorba de o persoană care poate intra în viața dumneavoastră și, dragele mele, femei, este vorba de un bărbat care poate părea foarte dârz, foarte hotărât, foarte serios la prima vedere, dar să știți că acest bărbat ascunde o latură foarte sensibilă și foarte caldă în interiorul său, va ține doar de voi să descoperiți această latură a acestui bărbat. Da, pe de altă parte vă veți bucura de faptul că, iată, unii dintre voi sau unele dintre voi veți cunoaște o persoană în uniformă, posibil, și mai ales vă veți bucura de faptul că spațiul comunicării dintre voi doi se va îmbunătăți considerabil. Hai să vedem și următoarea carte. Iată că avem o altă carte de săbii, dragii mei, Asul de Săbii de această dată, care vă promită un nou început în ceea ce voi vă doriți să experimentați. Așadar, iată că mai sunt câteva cărți care vorbeau despre noi începuturi în dragoste, da, despre acest lucru vorbim. Este clar că voi, unii dintre voi ați așteptat ca acest nou început să se producă pentru voi și da, este clar că pentru alții de-abia acum se întâmplă acest lucru, de-abia acum întâlniți acea persoană senzațională pentru voi, spre care sunteți deschiși să vă orientați în perioada următoare, da? Văd că această orientare a voastră spre această persoană și deschiderea acestui nou capitol în viața dumneavoastră va însemna un real succes pentru voi. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că acest mesaj vine pentru voi, dragilor. Se pare că sunteți flăcări gemene și pasiunea voastră izbucnește. Da, așadar, iată că văd că apropierea dintre voi doi era inerentă, da, era de la sine înțeles că voi vă veți întâlni și iată că acest lucru s-a întâmplat acum. Și primiți conștientizarea faptului că vă era menit să vă întâlniți pentru că voi sunteți suflete gemene, sunteți suflete pereche. Așadar, dragii mei, dragele mele, eu mă bucur că am fost alături de voi și de această dată. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!